Deci, cred că e o veste foarte bună astăzi. O veste foarte, foarte bună. De fapt, o știre foarte bună, pentru că Windows 11 va fi disponibil versiunea stabilă, nu mă refer la beta-uri sau insider-uri. Versiunea stabilă pe 5 octombrie, ca și un gabrei gratuit pentru toți utilizatorii, din câte vedeți, cu Windows 10. Însă, foarte important este să aveți sistemul compatibil, adică să aveți acel TPM bifat în BIOS, să aveți Secure Boot, să aveți Intel minim generația 7 a și AMD generația 1, să aveți minim 64 de GB stocare și 4 GB de RAM. Dacă îndepliniți aceste specificații, veți putea face fără probleme upgrade la Windows 11 direct din Windows Update, începând cu data de 5 octombrie 2021. Deci, Fiți pe fază pentru că upgrade-ul va veni și la voi. Azi Microsoft a anunțat că upgrade-ul va dura timp de 9 luni în Windows Update, deci clar veți primi toată lumea care aveți sisteme compatibile update-ul, cei care nu va trebui să mai așteptați până în 2022 să luați un ISO și să bypassați cu tot felul de metode ocolitoare și cu registrii. și practic să păcăliți sistemul de verificare hardware al celor de la Microsoft în Windows. Și din câte vedeți avem mai multe chestii despre Windows 11 Și anumite îmbunătățiri și despre Microsoft Teams Și Snap Layouts, v-am zis despre chestiile astea de îmbunătățirile practic cu Microsoft Teams și așa mai departe Pe care și voi le aveți practic când o să faceți acest abonament gratuit și dacă vă conectați cu un cont de Microsoft o să aveți și Microsoft Teams. Dacă am văzut despre widgeturi care sunt acestea și sunt practic controlate de către inteligența artificială. Asta înseamnă că știrile sunt schimbate la zi, în momentul respectiv, exact, știrile de ultimă oră. Iar inteligența artificială permite acest lucru. De asemenea, poți să cauți pe web, poți să alegi anumite widgeturi. În timp, Microsoft cu update-urile, din câte văd, încep să pune din ce, în ce mai multe widgeturi. Acestea sunt singurele list de widgeturi care sunt până acum, dar sunt clar mai multe decât în acel news and din Windows 10 pentru că în Insider s-au mai băgat la fiecare update câte un widget și să sperăm că o să se mai bage widgeturi noi când va veni versiunea stabilă. Și din câte vedeți este vorba și despre acel Game Pass, Xbox Game Pass și despre acel DirectX 12 Ultimate și Auto HDR care îți vor oferi o performanță mai bună în jocuri, probabil chiar mai multe frame-uri și să poți să vezi mult, mult, mai bine jocurile, să arate mult, mult, mai bine la detalii, mult mai bune. Și să sperăm că o să fie uh, disponibil când va apărea un Windows 11, bineînțeles că un Xbox Game Pass practic se cumpără separat față de sistemul de operare. Și avem mai multe chestii aici despre acesta, avem direct storage și auto HDR, după cum v-am spus. Și peste 100 de jocuri deja au, au pus astăzi cei de la Microsoft cu Windows acest videoclip și despre un Xbox Game practic este într-un fel reclama la acest produs, ok, și despre Microsoft Store, noul Microsoft Store o să-l primiți atunci când se va lansa, dar ce nu veți primi este suportul pentru aplicații Android cu Amazon. Acela nu o să îl primiți imediat când a apărut din 2018, acela va veni în următorul update. Deci posibil pos să vină în update-ul după versiunea care să vină de Windows 11. Deci clar, dar 21H2 va fi versiunea care va veni nativ Windows 11. Va fi și pe Windows 10 un update de 21H2, dar nu va fi la fel ca în Windows 11. Pe Singurele chestii sunt îmbunătățiri în Linux Subsystem, adică la... Îți la aplicații de Linux pe Windows 11 pe și alte nebuni de genul și probabil niște, mai, niște rezolvări de baguri și chestii. Într-adevăr, e mai mare decât Windows 21H1, dar nu era la fel cum era atunci când Windows 10 era full suport Acum, suportul main a fost eliminat, adică 21H2 va fi ultimul update. Iar din 2025, adică din 14 octombrie, să zic eu așa, Windows 10 va fi rip, să zic așa, va a fi rip și va trebui să vă faceți upgrade, să vă luați un PC performant dacă vreți update -ul. Și din câte vedeți aici avem mai multe chestii despre Windows 11 și în aici ne mai recomandă niște PC-uri sau laptop pe care le putem lua și de la era am văzut, în cazul în care va apărea, care sunt 100% compatibile și, și pentru editat în Premiere Pro, de exemplu. Aveți mai multe liste, de exemplu, de la Samsung, de la Lenovo. Aveți o grămadă și dispozite ecrane tactile, Dell, ia, yeah, uh, Alienware, Asus Zenbook. Aveți foarte multe chestii și Flip 30 OLED. Aveți o grămadă de opțiuni și Acer Swift X. Care are RTX 3050 și 16 GB și RAM să te ude și e foarte, foarte bun și în gaming și în e, randări și chestii de genul. Deci ne recomandă, sunt câteva mai scumpe, câteva mai ieftine, depinde care doriți să -și. Ce ce zice că upgrade-ul va începe pe 5 octombrie și se va continua în 2022, zic așa. Deci, practic, va trebui să așteptăm până pe 5 octombrie 2021 și vom primi acel uh, upgrade, zic așa. Sper că o să trimiteți la cât mai multă lume acest videoclip Pentru că foarte mulți o să creadă că upgrade va veni în februarie, în ianuarie, în adevărat Vine în 5 octombrie 2021 și atunci va veni și o versiune stabilă de Windows 11 Prima versiune stabilă va veni pe 5 octombrie, deci clar din 5 octombrie veți putea face safe upgrade pentru că a trecut prin o grămadă de teste și în buildurile care vi l am prezentat eu sau alți youtuberi ați văzut că a rezolvat un milion de baguri din uh, acest Windows, a rezolvat milioane de baguri, ați văzut chiar mii de baguri, ați văzut de câte baguri au rezolvat. O grămadă, de exemplu. Și în aplicația setări, și în taskbar și în de Cere au rezolvat baguri. O grămadă de baguri au rezolvat O grămadă Singurul care a rămas Și care este în asol Este practic cu meniul contextual Din System 3 Ar trebui să schimba acel System 3 Și să-l facă mai ok Asta este practic System 3 Dacă nu v-ați întrebat toate opțiunile astea Iar meniul contextual din ăsta Pentru a vedea Iconițele ascunse Practic opțiunile ascunse Nu este By default, uh, rotunjit. Trebuie să vă aduceți voi în meniul de personalizare și să-l schimbați voi tema pentru a funcționa. Și acum, din câte vedeți, meniul este practic rotunjit și ar trebui să facă o posibilitate să rezolve această bug și eu zic că totul este ok, nu mai este atât de bug.